Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu, bine am revenit și eu pe canalul meu. Într-adevăr, am postat acum o săptămână, nu știu exact când va fi postat acest clip, dar e la o săptămână distanță de când am postat ultimul clip și îmi doream foarte mult să filmez, dar aveam probleme cu lumina. Așa că am decis să-mi cumpăr niște lumini, ceea ce am și făcut deja, sper să se vadă diferența dinainte și acum și să fie o evoluție. În fine, mai puține despre partea tehnică și mai multe despre acest clip pe care doresc să-l găsiți interesant. Și am, după cum vedeți și din titlu, este un fel de partea a doua la primul clip pe care l-am făcut eu. Am să vă las un link în descriere. Nu era la fel de, sper să fie acesta mai reușit, dar nu era la fel de bine structurat. Acum, chiar dacă o subduc vorba dintr-o parte în alta, doresc să vă dau informații mult mai clare și mai bine structurate decât prima dată. Ce înseamnă să fii reprezentant Avon din campania 14-2017? Lucrurile s-au schimbat puțin. Deci ce vă spuneam eu acolo e puțin diferit, de aceea am spus să revin cu un clip, primesc foarte multe întrebări, mi-e destul de greu să răspund în scris la ele, așa că iată că a venit și răspunsurile la întrebări. În primul rând, pentru înscriere, o să iau cap-coadă de la început. Pentru înscriere e nevoie de poza buletinului, o adresă de mail, un număr de telefon și o adresă de livrare în cazul în care nu coincide cu cea din buletin. După cum știți, mă veți contacta în privat cum ați făcut-o și până acum și atunci eu o să vă îndrum pe mai departe cum puteți să deveniți reprezentant Avon. Trebuie să aveți minim 16 ani și atunci veți plăti în avans comenzile sau dacă nu vă ajută un părinte sau peste 18 ani, se poate și cu plata în 18 zile. Eu prefer și de preferat ar fi plata ramburs la curier sau dacă doriți prin poștă în avans ar fi perfect. Așa. În primele 5 campanii avem Avon Junior, dar acum nu mai vă împrieteniți cu grila de discount, ci aveți vouchere, care constau în la comandă de 150 de lei ai reducere acum 30 de lei și reducere data viitoare, indiferent dacă ai 150 sau mai mult. Și la comandă de 300 de lei, deci sunt două praguri, ai 85 reducere acum, 85 de lei data viitoare. Și pe lângă acestea, la fiecare comandă de 150 de lei, ai primit câte un cadou. Primul cadou fiind un mascara și un ruj. Aici avem și ultimul pas, mai multe explicații. Mă rog, o să vi le spun eu. Scrie și aici, în plus la prima ta comandă, în valoare de minim 150 de lei, primești cadou un set de machiaj format din ruj Malk Bold, nuanța Coral Burst, dacă nu e Coral Burst va fi alta, și mascara pentru volum True Color Super Shock în nuanța Black. Ele se mai schimbă între ele. În a doua comandă o să ai un parfum și tot așa. Valoarea de 150 de lei trebuie să conțină strict produse din broșură. Nu produse din revista reprezentanților, nu produse din Avon magazin și deși eu vă încurajez să comandați din campaniile sociale, acei 150 de lei să nu conțină produse din campania roz sau cea împotriva violenței la sân, să aveți cea a campaniei roz împotriva cancerului la sân și cea a campaniei violet împotriva violenței domestice. Că m-am încurcat. Și să nu conțină decât produse din broșură sau mai bine sună cea de 300 de lei. Cadourile și a Avon Junior continuă, nu ca până acum, până în campania 14 anului trecut,
Dacă puneai plasai prima comandă și a doua campanie nu mai plasai, nu mai primeai cadourile de bun venit. Acum, până la maxim 3 campanii să primești cadourile, dar nu are voie ca cumulul acei 5 pași să depășească un an, 12 luni calendaristice. Nu are voie să depășească, să nu fiți activi. Cam așa stă treaba. Cred că în mare parte cam știți despre ce e vorba. M-a întrebat cineva că dacă nu pune comandă de 150 de lei, nu are voie să pună comandă. Poate pune comandă, dar nu are nimic de câștigat. Când trece de cele 5 campanii, se va împrieteni cu grila de discount și atunci e cu totul și cu totul altă treabă. Atunci poate pune și de 120 de lei. Dar preferabil ar fi în primele 5 campanii 150 ca să poată beneficia de toate reducerile. Și pentru cei care sunteți mai noi pe canal, vreau să vă mulțumesc din nou celor care ați continuat să vă abonați și o faceți în continuare. Și pentru asta vă mulțumesc încă o dată. Nici nu știu ce să vă mai spun. Pentru mine mi se pare atât de banal să explic ce înseamnă să fii reprezentant Avon, că e foarte simplu. Aveți plată la 18 zile, transport cu poșta gratuit. În primele 5 campanii puteți beneficia de 3 broșuri la doar 5 lei, dar recomandat ar fi să comandați 6 broșuri la 10 lei și 20 de bani. Eu le recomand acum pe cele 30 de broșuri la 24 de lei sau cele 20 la 20 de lei. La cele cu 30 sunt sub 1 leu per broșură, unde aveți broșura e magazinul vostru. Din respect pentru client trebuie să dați fiecăruia una nouă, nu măzgălită, nu foșnită, nu pătată și așa mai departe, pentru că așa consideră că e și în magazinul vostru. Broșura este de așa natură că vă aduce comenzi și se vinde singură din punctul meu de vedere. Și atunci eu spun că ar fi bine să dați fiecăruia un tips and tricks, că am tot fost întrebată cum strângi comenzi atât de mari. Păi, în primul rând, țin strânsă legătură cu toți reprezentanții, fie că pun comandă, fie că nu, cu toți clienții, pardon, dar și cu reprezentanții. Fie că pun comandă, fie că nu, eu le dau câte o broșură. Poate nu pun campania asta, poate pun campania următoare, sau peste 2, 3, 5, 10 campanii. Eu le ofer broșura dacă ei sunt interesați, bineînțeles. Și chiar dacă un client, să zicem că comandă doar un ruj sau un șampon, să zicem că comandă un singur produs, tu banii pe broșură oricum nu i-ai pierdut, oricum ai câștigat din vânzarea acestea. Gândiți-vă cu 40% cât costă un ruj cu 11 lei. Dai pe el 7 lei, să spun, broșura costând un leu, scazi un leu, deci tot rămâi cu 3. Și frumos ar fi ca orice produs să fie dus într-o punguță cu logo Avon, fie acelea de hârtie, fie cele de plastic. Nu sunt foarte scumpe, sunt printre cele mai ieftine. Și vă rog, nu-mi cereți coduri de broșuri și de punguțe și așa mai departe, că chiar nu am timp să răspund fiecăruia în parte. Sunt toate aceste informații pe site, reprezentanții mei au pe grup toate aceste informații, așa că nu pot da fiecăruia în parte. De aceea am și creat anumite grupuri. Mai am încă un grup petrecere virtuală Bias Mina, acela e deschis tuturor. Vă invit să intrați în acel grup de Facebook. Este un grup închis, dar dau accept tuturor, nu e nicio problemă. Tuturor, în mare parte, celor care cred eu că ar fi interesate. De aceea este și grup închis. Și cam asta ar fi să vă spun. Nu știu dacă mai are rost să mai adaug ceva. Nu vreau să vă încarc cu foarte multe informații.
Ce vreau să vă spun eu și unde să bat am ajuns. Dacă chiar și după acest clip încă mai aveți întrebări, am să vă rog să mi le lăsați ori în barea de comentarii, ori în privat. Și eu am să vă răspund cu mare drag și dacă chiar va fi nevoie, voi reveni cu un alt clip. Acesta a fost clipul pe ziua de azi. Eu vă urez o zi și o primăvară excepțională și noi ne revedem cu un alt clip. Dacă vreți să fiți în echipa mea, nu uitați să înscrieți pe rețelele de socializare, mail, Instagram sau Facebook și acolo vă dau mai multe informații. Vă pup, pa, pa!